Un bărbat care ar fi trebuit să stea izolat la domiciliu a fost implicat într-un accident rutier. Tânărul, recent întors din Italia, a părăsit proprietatea din comuna Copăceni, iar în jurul orei 6 dimineața a provocat un accident rutier la intrarea în municipiul Râmnicu-Vâlcea. Polițiștii au deschis acum un dosar penal în acest caz. Bărbatul de 32 de ani a plecat cu mașina spre Râmnicu-Vâlcea și a făcut accident, asta deși el ar fi trebuit să stea izolat la domiciliu. Pasagerii din mașina care circula regulamentar s-au speriat teribil. Un biciclist, am revenit pe banda întâi, el venea din sens invers, viteza de nu știu cum a venit, a intrat pe contrasens și exact în mine a intrat. Deci n-a schițat frână, nu nimic, nimic. Și când nimic. A coborât din mașină, în ce stare era? A fugit. A părăsit locul accidentului? Da. Ce a făcut? A sunat la poliția? Da, bineînțeles că am sunat. L-a căutat poliția? A revenit el, dar a zis că n-a fost el la volan, că... Dar era singur în mașină? Da, absolut. Știți că s-a întors de curând din Italia? Pe data de 8, da. Pe data de 8? Da. Da, dar noi nu ne-am apropiat. Nu ne-am apropiat de el. Am văzut mașina de Italia și nu ne-am apropiat de el. Că... Altfel dar nu v-ați fi dat seama. Știut nu, că... dar deci eu am sunat la 112 și vorbim cu doamna dispecer, m-a întrebat dacă în cealaltă mașină sunt victime și m-am dus la mașină și el era în spatele mașinii. Și apoi a fugit? Și apoi a plecat, da, după ce... Și atunci am văzut că e număr de Italia, le-am spus și domnilor polițiști când au venit, aveți grijă că e număr de Italia. Au venit cu măști, da, da. Și apoi a revenit el și la locul accidentului? Și apoi a revenit, dar a zis că nu a fost el la volan. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, stabilindu-se că avea o alcoolemie de 0,71 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Au fost anunțați și reprezentanții DSP Vâlcea, deoarece bărbatul a declarat că venise din Italia de pe data de 9 martie și nu a respectat obligația de izolare la domiciliu, în care se afla pe o perioadă de 14 zile, motiv pentru care i-a fost întocmit dosar penal. Bărbatul s-a ales acum cu două dosare penale.